8 octombrie, ziua internațională a podiatriei. Cu acest prilej, noi, echipa multidisciplinară din Clinica de Podiatrie București, dorim să transmitem un mesaj, în special pacienților cu diabet zaharat. Această categorie de pacienți accesează cele mai multe servicii medicale din specialitățile medicale diabet zaharat, neurologie, chirurgie, chirurgie vasculară, ortopedie, reumatologie, imagistică. Rezultatele unui studiu efectuat în România au arătat că aproximativ 70-80% din amputațiile minore sau majore ale membrelor inferioare pot fi evitate. Responsabilitatea unei evoluții fără complicații majore a diabetului zaharat revine atât medicilor curanți cât și pacienților. În condițiile de pandemie, cu acces limitat la serviciile medicale din spitale, invităm pacienții să-și monitorizeze corect, periodic și la timp diabetul zaharat, să se programeze din timp la consultații medicale periodice, astfel încât să nu avem evoluții spre ceea ce înseamnă amputații. De asemenea, autoexaminarea zilnică a picioarelor, igiena, purtarea unei încălțăminte corespunzătoare, precum și controlul glicemiei, fac și sunt factori determinanți pentru o evoluție fără complicații. Vă doresc multă sănătate și aveți grijă de picioarele dumneavoastră.